Bună, prieten! Bine ați mai revenit și pe canalul meu. Am să mai fac eu un vlog, că n-am mai făcut de mult. Eu n-am mai făcut pentru că nu mai am loc. Eu nu mai am loc să mai fac eu vloguri pentru că toată lumea e... altceva, cu alte treburi, alte interese. Eu n-am niciun interes, eu nu vreau să fac, cum le zice, mă, că nu... Vizualizări. Eu n-am nevoie să fac vizualizări, eu nu vreau să fac chestii din astea, cum se zbate ei pe subiecte pe alea. Dar uite, acum am zis, hai să fac și eu, că e final de lună și mai trebuie să mai adaug și eu acolo un vlog. Vreau să vă spun că l-am luat pe Bobo, am decis în ultima clipă, adică în ultima clipă, na, astăzi m-am decis să-l iau pe Bobo de acasă, să-l duc așa în lume, lumea de acasă, pentru că... Păi zice, pe așa, să audă lumea, gura mea, că te aude nevasta, spune cine filmează. Așa. Ce, dar mănânci și spui... Nu mănânc. Ține în mână, băi, am rămas cu el în mână. Bine, zi mai repede. Unde? Ești la București, ai venit cu mine, m-ai adus la București, oricum sunt supărat. Păi tu, de ce nu m-ai adus să vorbesc și eu pe vlogul meu? Păi cioace, cine... Da. Băi, hai spune, bine, el preia cuvântul, vorbește nu, peste mine. Dar hai, spune așa ce ai de spus la prieteni, la prietenii tăi, ai noștri, care te susțin oricum bun. Vrei să spun eu, adică lumea spune că Lumina pe cine a sunat prima dată? Pe tine te-a sunat prima dată, că i-a fost rușine să mă sune pe mine și pe alții. Păi urma să spun. Păi spune asta și gata. Păi de ce mă grăbești? Lăsa-mă să spun și eu, mai vorbesc și eu aici. Dar bine, eu am zis să nu aduc subiectul ăsta în vlog, dar bine, hai, de-a zi altceva, tu ai fost zi așa în mare și gata. Tu ai fost sunat primul și a zis că e bine să nu mai căutăm și nu știu ce. Păi tu mi-ai zis. Păi cam atât, ce mai mult. Bine, la revedere, prieten, vă pupăm. Păi prea. Pe bune. Vedeți, prieten, ce face frăților ăsta al meu, uite. Nu mă lăsă să vorbesc, eu am zis să intru și eu, să fac și eu, postez și eu o filmare cu totul despre altceva. Dar haide să vă spun povestea, dacă tot v-a zis, că știți foarte bine că noi 3-4 zile n-am știut nimic de Lumina. Când a plecat, pur și simplu eram disperați cu toți, că nu știam unde e, ce a făcut, ce face, cu cine e. Și... într-adevăr, pe mine m-a sunat, adică nu m-a sunat, mi-a dat mesaj pe Facebook și mi-a zis că e bine să nu mai căutăm că a plecat de acasă, că bine. Mi-a zis și motivele, mi-a zis și niște motive foarte interesante, care multă lume nu le știe și nu le-am zis și nici nu o să le zice, mai ales pe vlog. Au avut câteva chestii care au determinat-o de a ajuns să facă pasul ăsta și, bineînțeles, eu i-am zis lui Bubu toate astea și, na. Ne-a zis așa, mare, tot ce nu i-a, i-a picat bine. Bine, lasă asta, nu mai mă întrista, nu mai, oricum, sunt, nu mai pot, n-am chef de viață, n-am chef de nimic, uite, na, am venit toți trei la dracu să ne ia. Și problema e că eu nu am auzit, eu nu vorbesc, spun niște lucruri care pe mine mă macină. Și chiar mă rănește foarte tare asta lui Ion, asta lui Măgaru. Eu n-am auzit vlogul ăsta și mi-au zis niște prieteni în comentarii pe Facebook. Vreau să revin la vlogul lui Dănuț care l-a făcut, care a vorbit de mine și m-a jignit pe mine și vorbește de mine. Și nu am știut, n-am urmărit-o vlogul.
A vorbit de nepoței mei care a vorbit urât de Leonardo. Deci când am auzit asta, eu am rămas șocat. Deci ce să mai spun eu lui sărăcia asta care a vorbit așa de nepoței mei și ei sunt vai și amar. Și nu numai, dar și copiii ei sunt, că realizez, nu vorbesc prostii. Dar a zis niște vorbe foarte urâte care mi-e să spun. Băi, femeie, potolește-te și nu mai vorbi ce nu trebuie. Ia șters alingul. Că dacă faci așa și continui în stilul ăsta, în halul ăsta, nu mai spun nimica, nu știu, deci băi, nu... Băi, toate până la copii, pur și simplu, ataca copiii, hai, l-a atacat păi tu pe el. Spui așa hai și tu doi copii, copii. Da. Ești mamă și tu. Copii, ești mamă, ai și tu doi copii. Cum poți să spui de copiii ăia care suferă și plâng și... Că se uită. Că ei urmăresc toate vlogurile. De ce spui și vorbești baliverne de-astea de 2 lei care spui că Leonardo nu știu ce? Rușine să-ți fie. Dar sunt eu prost că mi-aduc aminte și vorbesc acum iartă. E și ea șmecheră că apare, are YouTube, e șmecheră, filmează și ea. Să învețe să lege două cuvinte. N-am mă lăsa aia. Hai să mă vorbim. Păi de copii până urmă, pentru copii, pe bune. Caută, știi ce caută? A vorbit de mine, avea treabă cu mine, o freca pe mine, o macinam de nu putea să doarmă noaptea, ce fac eu... Cu cine vorbesc eu nici sau pe tata? Nu vreau să vorbesc, dar uite, nu mai, uite, poate ea urmărește vlogul și de aia vreau să-i spun, să-i transmit, să nu mai vorbească chestii de-astea, că e urât din partea ei. Și o vede Dumnezeu, cum poate să zic așa ceva de copii. Bă, lasă asta. Bă, nu că lasă. Păi nu, Florine, în loc să-și plângă bărbatul acolo, ne plânge pe noi cu cine umblăm noi sau ce facem noi și copiii ăia doi, că se uite copiii mari. Cum se simt copiii ăia doi? Mă lăsă, dar eu am auzit altceva. Ce? Acum nu știu. Am auzit că de ce nu se trebuie pe tine de bărbat. Dă-mă, lasă-mă, nu vreau să-mi spun. Lasă-mă, că n-am chef. Lata, dragi prieteni, am venit la capitală. Am zis să mai plecăm de acasă din șatră, pentru că, vai, vai de capul meu, numai, peste tot numai subiecte de lumină și de ion. Am decis, bă, hai dreptul să plecăm din șatră, să nu mai auzim nimic, să nu mai știm de nimic. Hai să ne plimbăm un pic așa să mai... Mă, ce mișto miroase asta. Mai luăm aer. Și să ne mai relaxăm. Am venit să luăm o pauză de meditație, așa să... Prieteni, să vă zic eu, suntem sub acoperire mai nou acum, a? Suntem... Cum sub acoperire? Sub acoperire, să aflăm cazul, să vedem unde e măgărușul ăsta, nu? A, să le spun la prieteni. Mă, lăsa, că nu... Vreți să spui că îi căutăm? Da. Nu mai, mă. Nu. Nu mai, nu mă interesează nimic. Nu, aud vorbe, discuții de-astea din partea... Mă lăsa, nu numai de ea, nu numai de asta, lumea asta. Așa și de lumina și nu știu. Bă, vreți să vă spunem adevărul? Hai să spunem. Nu, tu ai vrut să faci vlog, eu chiar am zis să nu mai fac deloc. Și uite, când văd că vorbiți așa și îmi aduc aminte și nu pot, nu știu, mă întristez așa, care eu am zis că nu vreau să mai fac vloguri absolut deloc până când vine lumina, până când îmi văd... Nu mai spun nimic, nu mai, nu știu, sunt foarte, foarte așa, nu știu, vorbit. Te duci la culcare? Nu mă duc la culcare. Te duci să mănânci? Da, mă duc să mănânc. Hai, mă, nu mai știi de glume. Băi, hai să, pe bune, hai să ieși din starea asta, că de-aia am plecat de acasă. Prieteni, să vă arătăm unde dormim noi. Mai arătăm noi. În cimitir. Nu, chiar pe bune, în cimitir, prieteni. Deci chiar pe bune ne-am cazat aici undeva și ne-am băgat de seama că ne-am cazat chiar lângă cimitir, deci.
Am ieșit pe balcon să fumez o țigară și am văzut o lumânare aprinsă la acolo de spirie, m-am întors înapoi. Deci o să avem cimitirul de pe geam, să vedem cimitirul. Le arăt la prieteni. Ia arată. Că i-am zis lui Danuț, dar nu nici nu am uitat pe geam. De frică, prieteni. Mi-era și urât să mai... Dar bine, nu se vede, cimitirul fix jos aici. Hai de mine. În fine. Ai fost pe balcon? Da. Am fost cu prietenii, nu mi-a fost frică. Ah, dar cum ai reacționat prima dată când ai văzut? Doamne, ce urât ai făcut. Ți-e frică, a? Mm, sunt foarte fricos eu de fel. Doamne, Dumnezeu. Ce să mai zici? Da. Îmi place chestia asta de aici. Suntem... Vei, suntem supărați. Doamne, câte lume îmi scrie pe Facebook, uite și la ora asta târziu, așa la 12 noaptea, și mă întreabă cum e lumina asta de ea. Cât de supărat suntem, parcă nu mai avem chef de viață, nu, așa, nu mai avem vlag. Vă rog să mă scuzați. Nu știu, doar răspund așa. Știți puțin. Cum eram noi cu Caterin, cu alea, cu glume? Mi s-a luat toate acum. Nu mai avem chef de nimic, pe bune, parcă nu, nici nu mai știu. Nu mai facem glume, nu mai supărați pe ăsta. Nu mai râde, nu mai... Ce să facem? Mama mai ales se distrusă, plânge truna. Nici nu mai apare pe vlogul nicăieri, vai de cap. Și așa părea bunica. Ce să facem, doar... Că suferă femeia aia. Chiar am vrut să o filmez odată, să fac un live sau să fac un vlog. Bine. Și când am auzit vlog, du-te, mamă, m-a luat la... Uite ce îmi scrie toată lumea, doamne, uite, chiar acum scriu cu un prieten. Toată lumea, cred că mii de mesaje, mii. Uite, pagina mea de Facebook. Prieten, vă mulțumesc și eu pentru mesajele deci, pe Messenger. Mulțumesc, oameni, că, nu știu, poate că nu v-am răspuns la toți, sunt foarte multe. Ce să vă mai zic, prieteni? Deci îmi cer scuze. Și eu vă mulțumesc personal, eu, Danuț, prieteni, de aici după cameră. Bună zi, o să-mi revin eu și o să trec peste toate astea și... Sper să vină lumina și chiar că atunci nu mă mai interesează absolut de nimic, nu vreau să mai văd pe cineva că vorbește la adresa mea sau vorbește de familia mea sau chestii din astea. Nu mai închid poarta și să nu mai aude nimeni și nu mai întrebe absolut nimic. Hey. Știi ce am zis eu să fac? Bine, vorbesc de partea mea, nu mă interesează pe mine ce face. Îmi șterg canalul de YouTube. Bine, atunci îmi dai mie vlogul ăsta să-l pun la mine, bine? Da. Nu. Pe bune, am stat de ce și m-am gândit. Ce e cu filmări? Cu ele, filmezi viață, faci, filmezi, nu știu. Șterg canalul definitiv, toate vlogurile, toate filmările. Și vlogul ăsta, fieten, după ce îl închidem, îl șterg. Îl pun prima dată, a? Și bă, aștept din telefon, dar pe aia șterg... A, să iei banii prima dată pierd și după aia. Nu, nu, că eu nu fac pentru bani, eu nu fac pentru vizualizări. Deci vorbesc foarte serios. Păi dacă vroiam bani și chestii din astea, băgam câte 5 vloguri pe zi. Dar nu, eu chiar nu fac asta. Eu fac asta pentru distracție, pentru oriceva, nu știu, pentru amuzament, așa mai. Bun, mai aveți ceva de spus? Bine, mai bine atunci dă-i fără generare de bani. Păi nu, oricum la câteva nici nu dau, n-ați văzut că eu și când fac lei, eu fac cu muzică, cu alea. Pe bune, la unele nu am generare de bani. Bine, prieteni. Dar oricum, orice bani nu stric acum, că vine un ban. E binevenit. E binevenit. Păi ce, am ajutor, am social, cum spune ăla, cum îl cheamă. Băi, mulțumim la prietenii care se uită la noi, că ei ne bagă bani în buzunar.
Că dacă nu se uită la, la noi, cine? De unde veneau bani? Deci îi mulțumim lor, prietenilor. Deci nu, și nu numai așa, prieteni că se uită. Băi, nu e vorba adică de uită, oameni care sunt oameni care ne iubesc. Suferă. Păi chiar ne iubesc. Băi, chiar am văzut că chiar suferă plâng oamenii. Deci pe bune, suferă și chiar se interesează și chiar... Florine... Au fost aproape multe lume, nu mă aștept. Uite, hai să vă spun. Nu spun nume. Mi-e rușine, dar spun și asta. Sunt niște persoane care m-au sunat. Am și plângeau. Tot drumul, venind pe drum, am vorbit cu ei, mie nici nu mi s-a părut drumul când am ajuns. Am vorbit cu ei și plâng oamenii, sunt oameni de care plâng și care m-au întrebat de copii, de Leonardo și multe. Sunt câteva persoane care a zis să îi ajute pe Leonardo, să le trimită cadouri și bani, niște bănuții. Nu știu, vă mulțumesc oameni. Uite, l-au sunat pe Dănuț să-i trimită pachete și alea. Ce să zic? Chiar sunt oameni. Mie mi-e rușine pe bune, că mă simt eu, dar nu știu. Sperând că nu vă auziți. Nu trebuie, dar eu vă mulțumesc că apreciați și v-ați gândit la nepoții mei. Vă mulțumesc din suflet. Zi-te-o. Chiar ne iubiți cu adevărat. Chiar am văzut... E normal și nu numai de și din România și peste Otare. Am văzut că multă lume chiar se interesează și sună și se întreabă și chiar suferă într-adevăr. Apuc să zic și eu, prieteni, repede, vă mulțumesc și eu pentru mesajul. De... Păi nu mă lăsa să vorbesc, de când, de la minutul... Vă mulțumesc și eu, prieteni, pentru mesajele și pe YouTube și în privat, pe Messenger. Vă mulțumesc tuturor, oamenii care chiar sunt păsători, le pasă și plâng. Păi mi-am zis, nu-i trebuie să mai... Păi am zis și eu, că și mie îmi scrie. Bine, oricum, nu știu, prieteni, dați-mi și mie mesaje acolo, vă rog. Dacă sunteți de acord, să șterg canalul de YouTube. Al meu, nu mă bag eu ce fac. Pentru că oricum, ce am văzut, pe toată lumea vorbește că... da, nu știu, prefer să nu dezbat acum. Lumina sus, lumina jos. Măgărușul sus, măgărușul jos. Toată lumea, că pentru vizualizări, că pentru bani, că trăim din YouTube, că nu știu ce, că cu tare, că... Așa că dați-mi și mie, scrieți-mi, vă rog frumos, dacă sunteți de acord să șterg canalul. Mă, lasă astea. Lasă glumele, Florine. Bă, pe bune vorbesc, el, că și așa nu postez. Postez un clip la, nu știu, la 3 săptămâni. Uite unde te-am adus, spune și tu la prietenii noștri, uite în ce apartament, ea arată de noi, l-am adus. Bine, prieten, bine, hai să vă arăt. Trebuia să iau și pe Câmpeana, dar Câmpeana e chiar teribil. Pe Veta? Am ieșit, adică după... O săptămână, deci o săptămână numai în supărări, în stresuri, în plânsuri, adică plânge nevastă mea, plâng, adică nu mai puteam și am plecat de acasă. Și mâine promit că te duc la mall, la film. Stai așa să vadă la prieteni, ce să fac. Aici doarme Bubu cu Florin, doi frați în pat. E, de asta ca la diamant. Că am rocat cu diamant, uite, de asta alb, așa cum are el acolo. Băi, nu face reclame. Ce? Nu face reclame. Ce am zis? Că l-am rocat cu diamant alb. Uite ce bucătărie avem. Cine ne gătește? Cine? Eu. Ce ai gătit, Doamne, acolo? Uite, i-am comandat o pizza, prietene, pe blogul. Pizza? Da. Avem și cafeluță aici. O bucătărie foarte frumoasă și pe micuță. Chiar e frumos. Da, chiar e frumos. E frumos, vezi unde te aduc Dănuț, așa vreau să o aduc și pe Câmpeana. Așa vreau balcon. Să aduc și bagajul ăla roșu. Nu, dar cu e bagajul ăla roșu. Ce? Al meu. Ce râs de... De ce ai tu bagajul roșu? Că așa nu se poartă. L-am cumpărat, mi-a plăcut. Tu, uite. Ce are? Al tăi? Nu, chiar e frumos aici, în apartamentul ăsta. Vezi ce frumos e, pe bune, nu, serios. E mișto. Vezi unde vă aduc.
Îți place? Da, și eu mâine te duc. Mâine fii atent. Eu mâine filmez pe vlogul meu. Știi ce? Să-mi dea mesaj proprietarul care de la de unde l-am luat, cumpărat. Auzi, eu nu pot să filmez, să mai spun pe canalul meu. Eu nu... Ați văzut de când a plecat lumina. Eu n-am filmat pe canalul meu că nu-mi stă în caracter să vorbesc de copilul meu, să zic așa, care... simt în inimă, în sufletul meu și nu pot să vorbesc pe canalul meu. Mai bine am, adică am preferat să răspund la mesajele astora care au vorbit așa urât. Am vorbit și am făcut live-urile alea ca să o găsesc pe lumina pe vlogul lui Dănuț. Dar pe al meu am zis că nu, am zis că șterg și contul meu. Orice. Dar nu te las eu să șterg contul, cum? Dar vă spun că eu pe contul meu nu vorbesc de lumina absolut o secundă, că nu vreau să profit de acest caz, să spună lumea că eu filmez și să cec ca să iau bani. Nu, prieten, nu o să-i filmez eu personal de mâine pe canalul lui dacă să postez. Nu, dacă e să mai facem, dacă mai sunt niște și e nevoie să facem, facem pe contul lui Dănuț ca să pot să vorbesc cu lumina și cu... oamenii ăștia care vorbesc așa urât, nu mai pe vlogul lui Dănuț. Dar eu pe vlogul meu, uite, tot pentru prietenii noștri care ne iubesc așa mult, mâine prefer să fac un vlog, mâine păi mâine, unde sunt, și vorbesc de altceva. Vorbesc, adică, nu știu, să mă plimb mâine, cum mă plimb, ce fac, unde sunt, unde mă duc să mănânc, ca să vă arăt, ca să ies din starea asta proastă, că nu mai pot și de aia am plecat de acasă, ca să mai mă plimb. Am chemat-o și pe Câmpeana și a zis că nu vrea, că nu poate. Câmpeana e terminată, stă cu Mădălina, își ia pastilele în continuare și n-a vrut să vină. Eu am venit că bine, am și o puțină treabă, puteam, adică de aia am și plecat de acasă, să-mi rezolv și eu problemele două zile, ce mai am de făcut. Și după aia mă întorc înapoi la Câmpeana mea. Let's doar vă arăt, adică prieteni, și vorbim de altceva, dar nu legat de lumina. Să știți. Băi, Bubu, este că mi-am amintit ceva, că de asta și vreau să fac vlogul ăsta, dar mai lua cu altele și am uitat. Fii atent, știi ultima filmare, ultimul vlog care l-am făcut eu? Da. Când am trimis atunci, când am trimis vorba lui... La Cosmin Maticiuc. La Cosmin Codin. Că vrem să facem un film țigănesc. La Cosmin Maticiuc, da. Da. Uite, tu știi câte mesaje am primit pe asta. Auzi că a început telenovela. Asta-i. Da. Asta era telenovela. Adică ai presimțit tu ceva, că urmește o telenovelă. Da. Și de-aia... Am venit la București ca să ne întâlnim cu Cosmin Maticiuc, ca să semnăm Codin, așa, ca să semnăm contractul, dragi prieteni, pentru telenovelă. Tata o să fie bulibașa cu pălărie și mustați. Nu, într-adevăr, hai să spun și eu. Chiar atunci seara de am zis eu de filmulețele alea, dacă începem o telenovelă, adică telenovelă, să intrăm și noi în film la el, cu el, pe unde e, unde filmează, în America și peste tot. Și chiar l-am sunat și am vorbit cu managera lui, care se ocupă, și am vorbit și i-am zis, i-am scris pe WhatsApp, i-am zis tot, uite, pot să vă și arăt. Nu, dar poate nu vrea, nu. Nu, dar vreau să zic și am întrebat dacă are nevoie de noi, în filmulețele lui, dacă vrea să apară în șatră, să-i transmitem ceva, și a zis să-l întrebe și dacă ne sună și poate că intrăm într-adevăr cu niște filmări, dar cu niște subiecte sau ceva. Da, uite, sper că a început lumina mai devreme. Da, dar și ei, să știi că s-au uitat pe canalele noastre, a văzut că avem foarte mulți abonați și vizualizări foarte mari și datorită vouă. Și a zis că ne sună. De unde aveam înainte 13-14 mii, acum cu lumina ne-a văzut 50.000, 60.000. Păi, vezi, a început lumina telenovela, fără contract. Da. Prieteni, vreau să vă mulțumesc și eu că am făcut 11.000 de abonați.
Băi, 11.000 sau 10.000? 11.000. 11.000? Azi, măi. O, Doamne, și eu, ce fac și eu cu 3.000? Așa și eu, eu am 6.800. Și eu, ușor, ușor, păi eu de când am canalul? Ușor, ușor. Bine, am făcut cu lumina. În 4 zile am făcut, în 4 zile am făcut 10.000, 11.000. Bine, hai că mai vorbim așa să mai ies din situația asta proastă care sunt și uite mai vorbim și mai glumim. Dar bine, eu de ce am 6.800? Nu sunt toți abonați la mine care se uită, nu poate să aboneze chiar dacă nu postez. Dar nu poți să luăm și tu, Dane, abonații de să se aboneze. Abonați-ne, 11.000 de abonați. Haideți și cu un follow la Bubu Max și la Florin Max. Prieteni, vă rugăm frumos. Vă rugăm. Haideți și la noi. Nu. Și e comunitatea mea, nu mă înșală. De ce nu vă abonați și la mine? Că n-am decât 3.000. Vă rugăm frumos. Haideți să facem și noi niște abonați. Hai bine. Gata, prieteni, ăștia suntem, vă mulțumim, o seară frumoasă. Mulțumim. Hai pa, totuși, dați acolo. Un like, un share, like. Tot ce trebuie. Vă pupăm și noapte bună. Noapte. Revenim cu vloguri mâine pe canalul meu. Despre lumina, vă pupăm.